Odihnească-se în pace, de Philip McDonald. M-ai chemat, scumpă prietenă, și iată, am răspuns chemării. Să te ia dracu, Maior Bellamy. Nu ți-am spus să conduci singur? Asta e în loc de binevenit? Parcă mi-ai spus așa ceva în scrisoare, da, draga mea, Verity. N-am luat-o în serios. Spune-mă, cine ar fi putut să o ia? Mai ai oaspe, spune-mă, al cui Chrysler ăsta mare? E al lui George Cressy, vechiul tău camarad, general Maior George Cressy. Abia să duci el. Hai să intrăm. Spune-mi, de când ai șoferul ăsta? Ce mașină, crezi, ce om? Te refer la Michaels. Te asigur că fără șapcă nu face două parale. Nu-i bun, Norman. Iartă-mă, pe vreo 3 luni. De unde l-ai luat? De la vreo agenție? Nu, mi l-a trimis un prieten de-al sorbii. Dar ce s-a întâmplat, draga mea? Îi cunoști pe acești prieteni ai lui Betty? Nu, nu i-am văzut niciodată, dar spune-mi încă o dată ce înseamnă toate astea. N-a avut nicio recomandație? Oh, sigur că a avut, teamuri întregi. Ai verificat vreuna? Nu, nu mi-aduc aminte. Nu cred, iartă-mă, dar nu înțeleg. Chiar acum ți-am spus că ești nebun, Norman. De ce? Iartă-mă, fără îndoială că eu sunt nebună. Hai să bei ceva și să-l vezi pe George. Mulțumesc. Vin și eu într-o clipă, dau dispoziție să-ți ducă bagajul din camera. Da, mulțumesc, dragă mea, mulțumesc. Bine te-am găsit, George. Tinere Bellamy, și dumneata ai fost invitat de amabila noastră gazdă. Spune-mi ce căutăm aici. Aveam de gând să te întreb același lucru. Vorbesc serios? Credeam că știi. Să spui și dumitale se conduce singur. Scrie așa ceva în scrisoare. Mă tem că eram preocupat și n-am dat atenție. Totuși, Lady Verity m-a certat. Era și cazul să o facă. Bagajele dumneavoastră, domnule Maior, sunt în cameră. Masa va fi servită la 8:30. Sper să nu vi se pară prea târziu, domnilor. Bănuiesc că dumneata ești valet. La e regulă, e regulă. Da, domnule, numele meu este Skinner. Mai doriți ceva înainte de masă? Nu, mulțumesc. Skinner, poți să-mi spui ce s-a întâmplat cu șoferul meu? Da, domnule. Doamna mi-a dat instrucțiuni și eu le-am îndeplinit. Șoferul dumneavoastră a fost instalat în bungalou servitorilor. Dacă aveți nevoie de el, domnule, nu aveți altceva de făcut decât să folosiți telefonul interior. E în hol, chiar lângă telefonul principal. Bungalou servitorilor? Da, domnule. Știți, doamna mai are pe lângă această casă și un bungalou. Bucătăreasa și jupâneasa dorm acolo. Și dumneata dormi în casă, nu-i așa? Da, domnule. Bine, e în regulă. Asta seară n-am nevoie de Wilcox. Poate că ești așa de bun să-l anunți. Desigur, domnule. Bun servitor. A? Ce ai de spus? Despre ce? Pentru ce ne aflăm aici? Să fiu al naibii dacă știu. Cum habar n-ai? Deloc. Trebuie să spun nici eu. Ce fel de scrisoare să scrii, Verity? Mă privește. Iartă-mă, n-am vrut să te jignesc. Ești susceptibil în ultima vreme. Altădată nu erai. Făceam parte din statul limitare major. Ia stai. Ce zi e azi? Ce dracu vrei să spui? Ce dată e azi? Păi de unde vrei să știu? A? Atunci am să spun eu. E 21 august. Nu îmi pasă nici dacă sunt idele lui Marte. 21 august, 21 august, gândește-te, omule, gândește-te. Îmi sună un clopoțel în cap, 21, Dumnezeule mare. Credeam că o să-ți dai seama. Dumnezeule, dar e absurd, nu fi nebun, Bellamy. E coincidență, simplă coincidență. Al dracu, ceva nu-i în regulă. De ce? Ce nu-i în regulă cu coincidența? Spuneam că data e o coincidență. E bine, George. Trebuie să-ți spun că Norman are dreptate. Nu-i vorba de o coincidență. Vrei să spui că ne-ai chemat astăzi aici pe George, pe mine, din cauza afacerii Bastion? Da. Și nu e nevoie să te sperii, Norman.
Credeam că de mult se ieși din cap prostia asta absurdă. Bine, dar ce ți-a readus în minte povestea asta? Readus? Dragul meu, nu era nevoie să fie readusă. Nici măcar n-a părut vreodată să fi dispărut. Și nu pentru că am vrut să existe, căci nu e un lucru plăcut pe care să vrei să-l păstrezi în minte, ci pentru că altcineva a avut grijă să nu-l uit. Vrei să spui că ai mai primit scrisori ca aceea pe care mi-ai arătat-o mai de mult? Firește că am primit. Oh, Doamne Dumnezeule, dar e absurd. Verite, îți bați joc de noi. Dragii mei, aș vrea să fie așa. Sunteți atât de drăguți, dar nu-mi bați joc. În clipa asta am la mine 6 scrisori. 6? Da, 5 din ele primite după aceea pe care v-am arătat-o acum 5 ani. Un nebun care își bate joc de tine. Oh, George, e foarte nepoliticos. Iată-mă, nu se poate, e absurd. Am putea vedea scrisorile? Oh, da, desigur, dragul meu. Oh, dracului de carte. Bun, să încep să citesc? Da, te rog. Asta am primit-o la 17 august 1928, la un an după prima pe care o știți. Am păstrat plicul. E din Detroit. Nu are adresă, sună așa. Către Verity Lady Dustier. Sper că veți primi această scrisoare în ziua aniversării. Vreau doar să știți că nu v-am uitat. Nici pe dumneavoastră, nici pe cei doi bărbați. Scopul meu adevărat, scriindu-vă, este de a păstra în mintea dumneavoastră amintirea păcatului pe care l-ați făcut. Nu auziți oare țipetele celor 700 de bărbați din morminte? Eu le aud. Bineînțeles că nu este semnată. A crezut probabil că semnătura nu e necesară și nici nu era așa. Următoarea scrisoare a sosit din China. Am primit-o pe 20 august 1930. Sună așa. Nu știu dacă din punct de vedere geografic sunt mult mai aproape de dumneavoastră, dar sunt în drum spre Anglia. Nu știu când o să ajung. Probabil că aveți senzația că Dumnezeu a murit. Eu cred că da, din moment ce v-a lăsat să trăiți atâta. Sau poate că nu a murit și se folosește de mine. Probabil că e drept să trăiți pentru a suferi. Spuneți-le și celorlalți. Da, e un nebun blestemat care risipește cerneală și hârtie. Scrisoarea următoare am primit-o după un an și venea de la Paris. Conținea doar 2 cuvinte. Mai aproape. E opera unui nebun. Întrebarea este, cine e nebunul? Norman, cred că ești destul de inteligent ca să știi că e Bastian. Bastian? Prostie. Individul e mort. E vreun nebun, inofensiv. Nu. Cred că Verity are dreptate. Bastian trebuie să fie. Iertați-mă, doamnă, dar cineva vrea să vă vorbesc la telefon. N-am putut să-l conving să-și pună numele. Nu-i nimic de făcut, Skinner. Știi că nu vorbesc cu persoane care nu-și spun numele. Am înțeles, domnule. Ascultă, Gracie, trebuie să fii rezonabil. Trebuie să admiți că autorul acestor scrisori este Bastian. Poate că e nebun, dar... Nu, tot ce pot să vă spun e că e absurd. Absurd! Iertați-mă, doamnă, e cel mai insistent domn pe care l-am auzit. Dar nu vrea să-și pună numele. Spune că e absolut convins că ați vrea să-i vorbiți. Bun, întreabă-l dacă nu cumva numele lui este Rudolf Bastian. Dacă nu începe ploaia mai repede, eu nu mai supor căldura. L-am întrebat, doamnă, dacă numele lui este Rudolf Bastian. Și ce a răspuns? Nimic, doamnă. Am uitat. Thank you.
servește cu George. Nu vrei fructe? Nu, mulțumesc. Un pahar de vin, Norma? Nu, mulțumesc. Mulțumesc, Skinner. Cafeaua o luăm mai târziu în salon. Prea bine, doamnă. E? În sfârșit, am stat aici mai bine de o jumătate de oră cu individul ăsta, valetul, și am vorbit despre vreme și cum are să fie vânătoarea și despre o mulțime de alte lucruri. Nu ne interesau câtuși de puțin. Nici măcar nu auzeam ce spune celălalt. Acum suntem singuri și vă întreb, ce facem? Elocventa cuvântare ținută de generalul major Sir George Wellingham Cressy. Vezi, George, nu pot pricepe de ce trebuie să mă întreb pe mine ce facem. Te-am chemat aici să-ți spun aceeași întrebare. Și pe mine? Și bineînțeles. Păi, ce putem face? Nu e nimic de făcut. Doar să ardem blestematele alea de scrisori nebunești și să uităm totul. Deci crezi că nu e nimic să spunem lucrurilor pe nume? Nimic de care să ne temem? Să ne temem? Nu prea sunt de acord cu dumneata. Și atunci ce să facem? Aici este dificultatea, cred că nimeni nu poate face nimic. Cum? Dacă vreți într-adevăr să faceți ceva, de ce nu telefonați la poliție? Telefonați-le! Spuneți-le că la telefon e colonelul Bellamy, care e înspăimântat de moarte pentru că un nebun îi scrie scrisori unei prietene de-a lui. Când poliția va întreba ce poate face, ar fi bine să le spui să trimită o gardă specială de vreo 30-40 de oameni. Ajunge, George. Toate astea încep să mă obosească. Ia, o mașină. Cine-o fi? Trebuie să fie Anne, prietenul tău. Anne? Cine e Anne? Anne Levenham, fata surii mele fei. Deci, nepoata mea. Prietenul e iubitul ei, logodnic. Locuiesc cu mine. Am auzit o mașină, Skină. Domnișoara Levenham, doamnă, și domnul Paulson. Așa am spus și eu. Poți să ne servești cafeaua, mergem în salon. A, și brandy, Skină. Și brandy, Skină. Am înțeles, doamnă. Ai sosit, Anne. Bună, Hugo. Ați petrecut bine? Minunat! Anne, să-ți prezint doi vechi prieteni de mine. Sir George Cressy și colonelul Bellamy. Ea este, după cum v-am mai spus, nepoata mea. Încântată! Încântată, domnișoară. O cunosc pe mama dumneitale. Mă bucur să vă întâlnesc, domnișoară. Domnilor, trebuie să mă duc să mă schimb. Ploaia n-a udat. Hugo, unde ești? Domnul Forsyth. Sir George Cressy și colonelul Bellamy. Îmi pare bine, mă bucur. Ce mut ești, Dumnezeule, fugi pe schimbă. Vă așteptăm în salon. Da. Felicitări, Verity. Ai un salon remarcabil. Mulțumesc, non. Skinner, vrei să tragi perdelele? Imediat, doamnă. Doamnă? Ce s-a întâmplat, Skinner? De ce te-ai oprit? Ce e acolo jos? Un plic, doamnă. Un plic? Am fost surprins să-l văd acolo. Probabil că l-am scăpat eu înainte de masă. Dă-mi, te rog. Mai aveți nevoie de ceva? Nu, mulțumesc, doamnă. Te poți retrage. Nu vrei să deschizi plicul de bine? Ba da. În sfârșit, sunt aproape de dumneavoastră în carne și oase. Pregătiți-vă și rugați-vă ca ei să nu fie prea aspri. Nebun. V-am spus eu că e un nebun. Ce facem? Telefonăm poliției. Ce părere ai, Norman? Pare rău, dar nu sunt de acord. Cressy, nu putem face așa ceva. Ce o să spunem poliției? Bine. Nu e nevoie să intrăm în amănunte. Le spunem doar că un nebun o amenință pe Lady Destrier.
Nu trebuie să ne facem griji din prisma noastră. Nu, 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 nu e așa de simplu. Poliția va voi să știe mai mult și nu cred că ne vom putea eschiva să-i spunem despre noi. Nu. Înțeleg, cred că ai dreptate. Atunci ce facem? Trebuie să o păzim chiar noi pe Verdi. E foarte drăguț din partea voastră, băieți. Pot totuși să vă întreb cum vreți să mă păziți? Deocamdată să-l chemăm înapoi pe Skinner. Pentru ce? Doar nu vă închipuiți că Skinner a crezut cu adevărat că plicul a fost pierdut de Verity. Era ușor de văzut că nu era deschis. Skinner este primul om care trebuie întrebat cum a ajuns plicul aici. Da. Spune-mi, ai încredere în ea? Oh, fără discuție. De când i-a angajat la tine? 3 ani și ceva, aproape 4. Da. Sună-l, te rog. Te super dacă mă ocupi eu de asta? Cum o să mă supăr? S-o fac, George. V-ați chemat, doamnă? Skinner, s-a întâmplat un lucru foarte ciudat. Vrem să ne ajut să-i dăm de capăt. Domnul colonel Bellamy vrea să-ți spune câteva întrebări. Nu te superi. Bineînțeles că nu, doamnă. Skinner, Lady Dustier a greșit. Scrisoarea pe care ai luat-o de jos nu era cea pe care o scăpasem. Am vrea să aflăm cum a ajuns acolo. Poți să ne ajuți? Îmi pare rău, domnule, dar nu văd cum aș putea. M-a surprins și pe mine. De ce? Pentru că după ce v-am lăsat la desert, am venit aici să văd dacă totul este în ordine. Și atunci scrisoarea nu era acolo, domnule. Ești sigur? Absolut convins. Ai observat cumva dacă fereastra era încuiată? Încuiată, domnule? Ferestrele nu se încuie niciodată înainte de culcare. Și nu se pot deschide pe din afară, Norman. Nu au mânere. Le-am comandat special așa. Cu cât timp înaintea noastră ai fost aici ultima oară, Skinner? Cred că aproape un sfert de oră înainte să veniți dumneavoastră să serviți cafeaua. Deci oricine a pus scrisoarea acolo a avut la dispoziție numai 15 minute. Da. Câți servitori sunt în casă? Astăseară 2, domnule. Bucătăreasa și fata din casă. Ele n-au intrat în casă, nu? Nu, domnule. Bun. Bănuiesc că nu dumneata ai pus scrisoarea aici. O, te rog, Norman, fii atent. Cred că Skinner va înțelege că întrebarea mea a fost pur și simplu o întrebare de... Rutină! Nu mai rutină! Da, mulțumesc, George. Sper că nu te-ai supărat, Skinner. Deloc, domnule. Înțeleg foarte bine situația. O, grozav aș vrea să înțeleg și eu. Dacă nici dumneata, nici bucătăreasa, nici fata din casă nu au pus scrisoarea acolo, dacă nici Lady Duster, nici Sir George, nici eu n-am pus-o, probabil că a pus-o cineva din afară. Da. Astăzi sau zilele astea ai văzut vreun străin dând târcoale pe aici? Nu, domnule. Ai văzut pe cineva necunoscut în ultimul timp? Niciun străin, îți spun, Norman. Un străin e un eveniment prin locurile astea. Pari un tip priceput, Skinner. Vă mulțumesc, domnule. Soldat? Doar în timpul războiului, domnule. Nu de carieră. Nu ești nervos, Skinner? Nu, domnule. N-aș avea nimic împotrivă să iau lanterna și să arunc o privire atentă pe afară. Atunci, la treabă, soldat. Norman, fii drăguț. Și aprinde lampa de Da, imediat. N-am băut cafea. Și ce-am rezolvat până acum? Cât de mult știe Ann? Nimic. Ce să știu? Ah, e groaznic de cald. Furtuna asta n-a reușit să răcorească aerul. N-ați băut cafeaua? Arăți minunată astă seară, Verity. Ce-ați făcut după amiază, Hugo? Ne-am plimbat cu barca. Am mâncat la Taxford. Ce va? Are și o lanternă. Nu, liniștește-te, Anne. E numai Skinner. Oh, ce mai va face acolo? E bine, nu văd de ce să nu aflați. Tu și cu Hugo n-ați putea da vreo idee. Da. S-a întâmplat un lucru cât se poate de extraordinar. Cineva, nu din această casă, a lăsat aici în cameră o scrisoare pentru mine. Vrem să știm cum a ajuns în camera. Ați văzut când veneați pe cineva dând târcoale? Nu. Nu, nici țipenie.
Mi s-a părut mie că e o atmosferă de mister. Draga mea, totul e prea stupid. De 2-3 ani primesc o mulțime de scrisori de la un om care își închipuie că i-am făcut un rău în timpul războiului. Omul e nebun. Niște scrisori de amenințare. N-ai spus toată povestea, Verity. Cred că ar trebui să-i spui domnișoare Lemnhan că și George și eu suntem amestecați. Am putea vedea scrisoarea? Desigur. Cine sunt ei? Dar Dumnezeu știe, draga mea. Ți-am spus că omul e nebun. Mă întreb ce face Skinner. Ce-ar fi să mă duc și eu? Dacă vrei. E drăguț din partea ta, Hugo. Da. Vin și eu. Da. Norman, tu crezi că scrisorile sunt trimise de Bastian? Fără nicio îndoială. Da, nici măcar nu mai știu cum arată Bastian. Nici atunci nu știu dacă l-am văzut o dată sau de două ori. Cât e ceasul? E un ceas pe cămin. Da. 10 fără un sfert. Unde-i telefonul? Ce-ți trebuie telefonul? E în hol. N-are importanță, nu pentru poliție. Are ce are de gând? Ce importanță are? Are dreptate, George. Uitasem că nici unul din noi nu-l cunoaște pe Bastian. Nici unul din noi, în afară de bietul John Barclow. Da, extraordinar. Ce s-a întâmplat? Spune-mi, îți amintești cumva data când a murit generalul John Barclow? Îmi amintesc, nu uit niciodată datele. 12 octombrie 1926. Atunci spunem și data la care curtea marțială, prezidată de John Barclow, l-a condamnat pe Bastian la 3 ani închisoare. Nu știu. Ceea ce înseamnă că n-am știut niciodată. Îți spun eu, draga mea. O văd și acum scrisă în colțul raportului. 12 octombrie 1918. Ah, vrei poate să sugerez că moartea lui Barclow n-a fost un accident? Da. S-a aranjat. Ce s-a aranjat? Mi-am permis să chem câteva persoane. Ce tot spui? Trebuia făcut ceva. Că putem umple casa cu polițiști. Așa că am considerat că o putem umple cu oameni, cu invitați. Înțelegeți? Cine vine? Tinerul George Prisdale cu 3 prieteni. Cine sunt prieteni? Ce dracu contează? Oricum câțiva bărbați în plus nu strică. Nu, foarte bine, dar dacă nu știu cine este acea persoană, este foarte greu să înțeleg ce... Nimic! Nici un semn, nici o urmă. Nici Skinner n-a observat nimic. Așa este, doamnă. Nimic. Nu fi așa de dezolat, Skinner. Îți mulțumesc că ai încercat să ne ajuți. Vroiam să te anunț că peste vreo 20 de minute o să avem oaspeți, 3 sau 4. N-or să vrea mâncare, dar probabil cor să vrea băutură. Prea bine, doamnă. Mă duc să mă pregătesc. Domnilor, dacă mai doriți băutură, o să-l sun pe Skinner să aduc. E o furtună în toată legea. Dacă ne-a apucat pe drum, nu mai reușeam să ajungem. Sonia, domnul Kepler, ce curie ta? Nu vă speriați, este foarte surmenată și furtuna îi dă o stare nervoasă. O să-și revine. Aveți niște săruri pentru leșin cândva în casă? Săruri? Mă tem că n-am. Dați-i puțin brandy. Nu mai e deloc. Ce face Skinner de numai vine? Capitane Prisil, da. Întinde-o pe doamna Keppel aici pe canapă. Nu-i nevoie, doamnă, de altfel și-a și revenit. Vă rog să mă iertați. Am impresia că am leșinat. Nu știu ce am de tunetele astea, mă tulbură îngrozitor. Imediat o să vă aducă un pic de brandy. Și o să vă simțiți bine. Hugo, vrei să vezi ce cu Skinnerul? Da, sigur. De ce nu răspunde? Nu, lasă că mă duc eu să vă verific. Hei, Skinner! Skinner! Oh!
Dumnezeu, ce-i asta? Silva? Silva, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? Ai! Acolo, la fereastră. Stai să te ajut, să te ridici. Doamne, ești lovit la capăt. Cine te-a lovit? Un bărbat cu ceva. Hai. Nu știu. Hai, începișor, începișor. Hai, sprijină-te de mine. Da. Hai, vino, vino. Așa. Așa. Acum să știu. Eram jos în vol și mi s-a părut că aud o fereastră pocnind. Am venit sus. N-am aprins lumina. Am văzut că pe fereastra asta tocmai intra sau ieșea cineva, un bărbat. Am scos un strigăt și am sărit să-l prind. Ceva m-a lovit în cap. Asta e tot ce știu. Stai liniștit, așa. Spune-mi, poți să mergi? Nu, nu, bine, rămâi aici. Mă duc să aduc ajutoare și să te ducem în camera ta. Stai o clipă. Cresi? Hugo, da? Vreți să veniți puțin? Ce s-a întâmplat? Mamă, de ce nu răspunzi? Totul e în perfectă ordine, Verity. Skinner s-a lovit puțin la cap. Vreau să-l ducem în camera lui. Voi doi, vă rog să veniți cu mine. Uitați, l-am găsit aici leșinat. Cineva l-a lovit cu ceva în cap. Și ia, dracule, să le întrece pe toate. Da, spune, n-a văzut nimic? Cineva intra sau ieșea pe fereastră. Aha. Altceva nu știe. Întrebarea care se pune acum este: vizitatorul se află acum înăuntru sau în afara casei? Nu, nu o să aflăm. Nu e bine să ascundem. Trebuie să-i spunem lui Verity și celorlalți. Bellamy, du-te și spune-le. Noi o să-l ducem de Skinner în cameră. Apoi ne vom împărți și vom căuta toată casa. Ascultați, cineva a încercat să intre în casă pe fereastră și l-a lovit pe Skinner, care l-a surprins. Dumnezeule, l-a omorât? Nu, e o simplă lovitură la cap, și-a revenit. Ce trebuie să facem? Să descoperim dacă agresorul mai e în casă sau nu. Hugo și cu Cresi vor căuta la etajul întâi. Noi vom fi aici la parte. Dumneata, rămâi aici cu doamnele. Eu cu ceilalți doi domni o să mergem să căutăm, de acord? Da, desigur, să mergem să căutăm. Noi nu am putea să vă ajutăm. Nu. Dumneavoastră, închideți ferestrele și așteptați-ne. Cred că veți afla cu bucurie că n-am găsit pe nimeni. Oricine ar fi încercat să intre, cred că șters-o. Am căutat în toată casa cu cea mai mare atenție. Hugo și cu mine sus, Bellamy și acești doi domni la parter. Puteți să ne credeți când vă spunem că în casă nu este nicio persoană străină. Nu-i așa, domnilor? Este, într-adevăr, o ușurare. Păcat de pietul noastră, Valet. Pietul, cum se simte? E la el în cameră cu Bellamy, vrea să coboare. Mă duc să văd ce face. Încet, uite, încet. Cum merge, Skinner? Mult mai bine, doamnă. Am să mă simt perfect peste câteva minute. E o prostie, Skinner. Trebuie să stai în pat. E, într-adevăr, bine, Verity. Se vede că ai un craniu tare, Schină. Așa este, domnule. E nevoie de mult mai mult ca să mă facă să stau în pat. Mult mai mult. Eu totuși am să chem doctorul. Alo? Norman! Ce s-a întâmplat? Telefonul nu funcționează. E mort. Zeule. Vrei să spui că au fost tăiat de fire? Poate că le-a rupt furtuna, să nu dramatiză. Oricum, al bracului e neplăcut. Suntem aproape izolați. Uiți, stați în mașinile. Norman, șoferul tău, omul pe care l-ai angajat,
fără să știe aproape nimic despre el. E ridicol, Verity. Nu e așa de sigur că e ridicol. După câte s-au întâmplat astă seară, pot crede orice. Cred că suntem destui aici ca să avem grijă unul de altul. Sonia nu se simte bine deloc. Mă duc să trag mașina în față să plecăm. E bine, dar pe furtuna asta. No. Și acum ce facem? Îl așteptăm pe șoferul misterios al lui Bellamy sau jucăm vreun joc nou? George, te rog. Nu-i momentul să faci glume proaste. Iartă-mă, draga mea. Cineva mi-a tăiat firele de contact de la mașină. Și nu numai de la mea, ci de la toate mașinile. Ei, ce ziceți de porcăria asta? Ce nu mai vine Norman? Știi bine că s-a dus la bungalowul servitorilor să-și caute șoferul. Știu. Cu furtuna asta nici nu de mirare că întârzie. Și George? Unde e? A urcat până la dânsul în cameră. N-are de ce să-ți fie frică. Hugo, da. Te rog, du-te și vezi ce face de nu mai vine. Bine. Sună-l, te rog, pe Skinner să mai aducă băutură. Doamne, nu se mai potolește furtuna asta. Nu mai vine. Sunt lângă tine, te rog să fii calm. Ben! Da. Messi! Ce-i cu George? E mort. Împușcat la el în cameră. Generalul e mort. Doamne, Norman! Unde e Norman? Între Dumnezeu, capitane, fai ceva să cadă. Sonia, draga mea, liniștește-te. Ați sunat, doamnă? Lady Burstier e de acord cu mine că e timpul să vă dăm tuturor o explicație. Acum câțiva ani, mai exact în 1918, a avut loc ceea ce eu aș numi o mică tragedie de război. Da. Ea a impresionat însă foarte profund pe un anumit om. Omul acesta, un fanatic și până atunci, și-a pierdut mințile datorită șocului și a ajuns să creadă că întâmplarea tragică se datorează greșelii a patru persoane. Una din aceste persoane a murit în împrejurări neclare acum 6 ani. Din celelalte 3, 2 se află în această cameră. Înainte de a fi omorât generalul Cressy, se aflau 3. Celelalte 2 sunt Lady Durstler și cu mine. În ultimii câțiva ani, Lady Durstler a primit câteva scrisori de amenințare. Ultima a venit acum câteva ore, găsită de Skinner în această cameră. E adevărat, Skinner? Întocmai, domnule. Acolo, în spatele dumneavoastră, pe podea. Mulțumesc. Această scrisoare conținea amenințări foarte clare. De ce ne-ați anunțat poliția, domnule colonel? Pentru că nu am crezut de cuvință să dăm o prea mare importanță și prea multe explicații poliției. Cressy a avut o altă idee, chemându-vă pe dumneavoastră în vizită. Ce cu șoferul dumitale, colonele? Lady Dustier avea oarecare bănuieli. Nu, e în afara oricăror bănuieli. L-am găsit în bungalow și nu s-a mișcat toată seara din patul cameristei. Îmi pare rău, Verity. Bine, da, și atunci ce facem? Exact asta voiam și eu să întreb, domnule Forsyth. Presupun că nu o să stăm pur și simplu aici așteptând să se întâmple alte nenorociri. Suntem fără îndoială destui ca să putem ataca. În ceea ce mă privește, deși nu e vorba de ceva care să mă sperie pe mine, susțin că ar fi mai bine să acționăm. Ce zici, Paul? La dispoziția dumitale. E foarte, foarte drăguț din partea dumneavoastră. Toți îmi spuneți ce facem și fă ceva, ca și când aș avea intenția să nu fac nimic.
cred că sunteți de acord cu mine că n-ar folosi prea mult să vă cer să faceți ceva înainte de a vă spune cel puțin cât v-am spus. Da, da, acum cred că ar trebui să ne facem un plan. Sunteți cu toții ridicoli. Ce trebuie să faceți e să chemați poliția. Vă spun, chemați poliția. Da, chemați-o. Vă rog. Cred că ar trebui să ne împărțim în trei grupuri. Doamnele cu o sentinelă să rămână pe loc, da. Primul grup să meargă sus, da. Al doilea grup jos și să căutăm din nou. Dacă mi-ați permite să vă sugerez, domnule, da. O persoană ar trebui să rămână ca patrulă între scările de aici și scara de serviciu. Da, ai dreptate, Skinner. Dumneata vei patrula prin hol. Verity, cine ai vrea să rămână cu voi? Da. E o risipă de forță masculină? Nu trebuie să rămână nimeni. Nu, nici vorbă de așa ceva. Capitane Crisdale, da. Dumneata rămâi cu femeile, restul plecăm să căutăm. Verity, ai vreun obiect care să semene a revolver? Nu fac sport, Norman. Nu vânez, nu pescuiesc. Dacă Skinner nu are niciunul, nu există în casă nimic mai periculos decât niște Andreele numărul 10. Ei, drăcie, da. Tipul are un revolver. Dar cum dracu de n-am auzit împușcăturile când a tras în Crazy? Maxim sau Hextrom, un revolver cu surdină. Așadar, nu există nicio armă în casă? Skinner, ai vreun revolver? Nu, doamnă, mă tem că nu. Am un revolver vechi din armată, dar fără niciun glonțe. Și nici nu știu unde am pus. Cred că mi-ar lua o oră să dau de el. Asta e, deci, nu uitați, domnilor, că dacă dăm de nebun, e înarmat, iar noi nu. Mai vreți să-mi dați ajutor? Bineînțeles, să mergem, domnule colonel. Găsit nimic. Deci omul nostru ori se află aici în cameră, ori e cineva care nu are nicio legătură cu această casă. Ați dat deoparte posibilitatea ca asasinul Bestium, a spus că îl cheamă, nu? Să aibă un complice. Nu, nici pe departe. A dracul, există oare o întâmplare mai neverosimilă decât cea de noaptea asta? Te rog, lasă-l pe Norman să continue. Da. Deci ucigașul, dacă nu se află aici în cameră, atunci întreaga ticoloșie care a culminat cu moartea lui Cressy a fost săvârșită de un om care a acționat complet din afară. Bineînțeles. Acum aș vrea să vă reamintiți că sus se află trupul neînsuflețit al unui om care acum o oră era viu. Asta înseamnă că a fost omorât între 10 și 11. Propun ca să cerem fiecărui membru al grupului să ne spună exact unde era și ce făcea în intervalul de timp dintre orele amintite. De acord. Să începem cu dumneata, domnule Norfolk. Bine. Ce sarcină ai avut? Să cercetez în general. A trebuit să fac un cerc larg și apoi să mă întorc în cercuri mici spre casă. Așa ai făcut? Da. Ai văzut pe cineva? Da, pe dumneata, pe Crezier și încă pe cineva. Era la oarecare distanță. Nu sunt sigur dacă era Skinner sau un fosar. Te-ai întors primul în casă? Da. Cum ai intrat? Cu semnalul. Trei bătăi în ușă și un țărit scurt la sonerie. Cine a deschis? Lady Durstra. Singure? Nu, era însoțită de capitanul Presley. Na, mulțumesc, cu dumneata am terminat. Cine urmează? Ce-ai de spus, Hugo? Eu, sarcina mea a fost să găsesc unde au fost tăiate firele de telefon. Și ai găsit? Da, au fost tăiați mai bine de 6 metri din firul principal la vreo 100 de pași de casă. Și o altă bucată mare din firul ce face legătura cu bungalow. Dacă mi-amintesc bine, ai fost printre primii care au plecat. E adevărat. Ai mai văzut pe cineva din restul grupului? Fără să disting cine era... O clipă, totuși, te-am văzut pe dumneata și pe Crozier venind spre garaj. Da. Când te-ai întors? Nu m-am uitat la ceas. Vreau să știu dacă ai fost printre primii sau printre ultimii. Pe la mijloc, pe la mijloc. L-a văzut cineva pe domnul Forsythe în timp ce își făcea datoria afară? Nu. Habar n-am. Dumneata Skinner? Nu, domnule. Bine, mulțumesc. Domnule Crozier, e rândul dumitale.
Dumitale, cine o să spună întrebările? Oricine, după ce o să termin. Ha, dă-i drumul. Mm-hmm. Am fost la garaj, m-am uitat la mașini. Câte? Doar știi, dar am să spun. 4. Le-ai cercetat pe toate? Da. Și am descoperit că aveau aceeași stricăciune. Firele de contact tăiate. Ce ai făcut după ce ai cercetat ultima mașină? Am fumat o țigară. Nu puteam să o fac afară, ploua cu găleata. Da. După ce ai terminat de fumat, ce ai făcut? Am încuiat garajul, am pus cheia în buzunar și m-am întors. Mm. Te-ai întors primul în casă? Nu. Venise Norfolk. El mi-a deschis. Da. Și acum, preț de el, dumneata. Am fost lăsat aici să păzesc pe doamne. N-ai ieșit din cameră? Bineînțeles că am ieșit, colonele. Nu mi-aș fi îndeplinit sarcina cum trebuie dacă din când în când n-aș fi ieșit să arunc o privire prin hol și prin colțul mai îndepărtat. Da. De câte ori ai ieșit din cameră? Nu știu, poate că una din doamne ne-ar putea spune. Cred că de 3 ori. Da, așa e. Spune-mi, te rog, care a fost intervalul cel mai lung cât ai stat afară? Bine, dar n-am cronometrat, colonel. De 2 ori. A lipsit cât un minut, odată a lipsit mai mult, poate vreo 5-6 minute, dar nu sunt sigură. Capitane, ai lăsat ușa deschisă de câte ori ai plecat? Bineînțeles că nu. Puteam să las ușa deschisă și să le fac pe doamne să se simtă că nu sunt în siguranță. Da. Cine urmează? Skinner, spune, te rog, ce sarcină ai avut? Aceeași ca domnului Norfolk. Numai că a trebuit să înconjor casa în partea din spate. Da. Și te-ai ținut de cercurile dumitale? Nu, domnule. De ce? Am făcut la început înconjurul casei. Apoi mi-a venit deodată în minte că nimeni n-a căutat pe plajă. Așa că am fost acolo. M-am gândit că nu fac rău, da, bineînțeles că nu. Spune-mi, când te-ai întors în casă? Cred că am fost al 3-lea, domnule. Da. Asta e tot, mulțumesc. Ți-a venit rândul, colonele, nu-i așa? Desigur. Cine vrea să-l chinuie pe colonel, băieți? Deci, se pare că nimănui nu-i place însărcinarea asta. Atunci fă-o dumneata. Bine. Deci, ce ai de spus? Am fost cu Crezier până la garaj. L-am văzut intrând înăuntru, apoi m-am dus spre bungalou. Cât de departe e bungalou? 80 sau 100 de metri. Te-ai mai întâlnit cu altcineva dintre cei ce căutau? Nu. La bungalow ce ai făcut? Voiam să văd dacă Wilcox, șoferul meu, este acolo și ce-a făcut în tot timpul. Și? Cred că am vorbit odată despre acest subiect, domnule. N-aș vrea să-l reiau în prezența doamnelor. Bine. Când te-ai întors, colonele, al câtelea ai ajuns? Știi bine că am ajuns ultimul. Da. Cred că asta e tot. Nu. Dumneata, nu ai tras nicio concluzie? Dumneata, ai tras? Da. Acum știm ceva. Știm că nu există nimeni în această cameră, inclusiv eu, care ar putea dovedi altfel decât dându-și cuvântul de onoare că nu este el ucigașul. Da, dar asta înseamnă cu foarte puțin mai mult decât nimic. De ce? Pentru că ne-ai spus că ești unul din cei 3 pe care îi urmărește individul. Deci am rămas 5 bărbați. Despre 3 dintre ei știi totul. Unul. Capitanul Prisdale, am înțeles că e rudă cu bărbatul care a fost omorât. Altul e un servitor de încredere. Iar celălalt se pare că ocupă sau va ocupa un loc important în familia Lediei Destia. Așa că, domnule colonel, ceea ce ai vrut cu adevărat să spui chiar acum e că fie eu, fie Paul Crezier, suntem unul sau altul ucigașul dumitar. Te grăbesc să tragi concluzii, domnule Norfolk. Dar dacă să presupunem o clipă că, într-adevăr, fie dumneata, fie domnul Crezier este bestion, care ar fi răspunsul dumitare? Răspunsul meu, colonel, e acesta. Nici eu, nici Paul Crezier nu am putea fi bestion pentru că amândoi avem identități proprii, perfect valabile, care pot fi dovedite. Ce zici, Paul? E în regulă. Sunt cam sătul de tărăboiul ăsta. Ai dreptate, Paul. Ce facem? O întindem. Bineînțeles, dar cum? Luăm niște sârme și facem contact la o mașină. Auzi, colonel, plecăm. Nu. Ai auzit, Paul? Cheia de la intrare e la dumneata, colonele. Așa e. Hai, descuie. Nu. Ce facem, colonel? Vrei să ne luăm la bătaie? Capitale, prezi de el. Cine sunt prietenii dumitale?
domnul Jeremy Norfolk din Cape Town și domnul Crozier, cred că din Montreal. Și doamna? Doamna Sonia Keppel e fiica domnului Norfolk. Soțul ei a murit acum 2 ani. De când îi cunoști pe acești oameni? De multă vreme. Nu vorbi prostii. Capitanul Prisdale, mi-ai face un mare serviciu dacă ai răspunde la întrebările colonelului Bellamy. Foarte bine. I-am cunoscut acum 3 săptămâni. Unde? Sonia, ai auzit? Să le răspund la întrebări sau să le spun să se ducă la dracu? Fă cum crezi. Am cunoscut-o pe doamna Keppel și pe tatăl ei și pe domnul Crozier la hotelul Mitra din Bristol. Mama stătea acolo de câteva zile. Deci tot ce știi dumneata despre acești oameni este ceea ce ei ți-au spus despre ei. Atunci ce caut aici? Ascultă, colonele, capitanul Prisdale s-a spus tot ce-ți poate spune. Ce-ar fi să pui întrebările direct mie și prietenului meu? Și o să-ți spunem noi fără să ne întrebi. Mă numesc Jeremy Norfolk. Mă ocupam, căci m-am retras din afaceri cu petrolul. Am trăit cea mai mare parte a vieții în Africa de Sud. Sunt văduv. Doamna Keppel e unica mea fică. Cred că poți spune... Lasă-o, lasă-o moarte, ești mai rău ca o moare stricată. Dar povestea dumii tale, care e crezi el? E, asta e acum. Poate ai să o afli, dar asta când am să vreau eu. Acum hai, dăm cheia. Așteaptă. E clar pentru mine că în această situație nu trebuie să plece nimeni de aici până dimineață. La dracu. Trebuie să punem piciorul în prag. Scoate cheia. Ușor, Paul, ușor. Lasă-mă în pace. Scoate cheia. Doamne, cum se urice asta? Are în mână un revolver. Nu te mai zbate. Căsul brațul. Luați armă, domnule coronel. Nu face nicio mișcare, Norfolk. Te trimit la podea cât ai zice pește. Ia uitați-vă ce revolver are. Un Hangstrom cu surdină. Dar nu înțelegi, colonele? Nu. Dar îți repet că nu știam nimic despre acest om. Toată seara te-ai purtat ca și cum crezi el ar fi fost un vechi prieten al dumii tale. Ai afirmat-o de nenumărate ori. Știu, știu, ai dreptate. Nu-mi face plăcere că trebuie să o spun, dar nu mai am nimic de făcut. Adevărul e că l-am întâlnit pe omul acesta care spune Paul Crozier, dar care s-a dovedit a fi Rudolf Bastian, numai devreme decât acum o lună. Mi-a spus că a venit în Anglia să-și petreacă vacanța și că e arhitect. Părea să aibă maniere bune. Era o companie foarte plăcută și un bun jucător de bănci. Toate acestea nu explică de ce ne-ai mințit că e un vechi prieten al dumitare. Nu mi-a trecut nici o clipă prin minte, colonele, nici măcar o clipă că omul acesta ar putea fi omul dumitare. Bine, bine, să o lăsăm baltă. Vom avea nevoie de dumneata de sigur la anchetă. Nu te invidiez deloc pentru timpul pe care îl vei petrece în boxa martorilor. Draga mea, cred că e o adevărată epidemie de spălat pe mâini. Bieții oameni sunt frânzi de oboseală. În afară de Hugo, al meu, bărbatul ăsta de fier pregătește de băut. Bravo! E în sufragerie cu o tavă imensă pe care așează pahare, căni, sifoane. Nu mă lasă să-l ajut. Câteodată nu-mi place deloc whisky-ul, dar nu e cazul astă seară. Nu aveți cumva o țigară? Îmi pare rău, draga mea, dar nu cred că te pot ajuta. Unde e capitanul Prisdale? S-a dus în camera domnului Forsyth, care a fost atât de drăguț să-i împrumute un pullover. A lui se udase din cauza ploii. Ce e vocea lui Skinner? Doamne, ce s-a mai întâmplat? Să merg să-l vedem! Nu se poate! E Norman Bellamy acolo jos! Cred că e mort! Hugo! Hugo, vină repede! Dar ce? Ce? Dumnezeule, că ăsta e colonelul! Dar cine m-a dat acolo? Aici! Ah, pe vocea lui Skinner! Ia-o pe Verity și două stragerii! Hai, repede, repede! Skinner! Unde ești? Ce s-a întâmplat? Am auzit niște focuri de pistol. A fost împușcat colonelul.
E mort. Caută-i pe toți și adu-i în sufragerie. Repede! Acum că ne-am strâns cu toții, trebuie să aflăm ce s-a întâmplat cu colonelul Bellamy. Ce-ar fi să mă dezlegați? Așteaptă. E absolut imposibil, domnule Ford, ca Paul să aibă vreo legătură. Vom vedea, vom vedea. Situația e cam așa. Ori altcineva a fost în casă și poate că mai e, ori colonelul a fost omorât de cineva de aici de față. Parcă am mai auzit vorbele astea și mai înainte. Auzi, dacă mai scoți un sunet, să știi că... Destul, Skinner. Prea bine, doamnă. Iertați-mă. Situația e aceeași, doar mai gravă. Situația nu este aceeași. Eu aș fi putut să-l omor pe primul, dar cu siguranță că nu și pe al doilea. Este destul de adevărat. Lady Destier și domnule Forsyth, Paul are dreptate. Știam că greșiți bănuindu-l. Dar n-ai o memorie prea bună, domnule Norfolk? Nu cred că e mai mult de o oră de când te spălai pe mâini de orice răspundere în legătură cu acțiunile acestui om, pe motiv că nu l-ai cunoscut cu adevărat. Acum a devenit din nou Paul? Singurul mod de a ne lămuri e să facem puțină ordine. Propun să începem cerând fiecăruia să ne spună ce a văzut sau a auzit în legătură cu moartea lui Bellamy. Bun, am să încep chiar cu mine. Deci eu mă aflam sus. Tocmai îl dusesem pe Presdil să-i dau un costum de haine de la mine. A lui era urlioarcă. Am coborât în sufragerie și căutam ceva de băut. Ușa era închisă și n-am putut auzi prea clar. Întâi am auzit o voce pe care n-am recunoscut-o, apoi imediat după aceea, trei sunete. Nu le-am putut distinge. Acum știu că erau trei împușcături trase dintr-un revolver cu surdină. N-a fost revolverul acesta care a aparținut domnului Crazier. M-am uitat la el. E curat. Bineînțeles că e curat. N-a mai fost folosit de la război. Dacă l-ai folosit prima oară, ai avut destul timp ca să-l cureți. Nu mai spune. Dar bineînțeles că de data asta n-a putut fi revolverul lui. După împușcături am alergat pe coridor. Ne-am întâlnit cu toții. Bellamy murise, Skinner era închis și striga să ne atragă atenția. Deci era multă, multă gălăgie. Cam asta e tot ce știu. Acum, dumneata, domnule Norfolk. Mă spălam în toaleta din vestibul. Am auzit o voce strigând și m-am repezit. L-am găsit pe domnul Forsyth în chiar lângă colonelul Bellamy. Cred că auzisem doi bărbați strigând. Probabil că al doilea era Skinner, care fusese încuiat. Deci, care e povestea dumitale, căpitane Prisdil? Știu unde eram, în camera dumitale. Tocmai coboram când am auzit gălăgie. Am alergat și te-am găsit pe dumneata și pe Norfolk lângă Bellamy. Asta e tot. Da, bun. Skinner? Da, domnule. Spune-ne și varianta ta. Domnule, colonelul Bellamy m-a lăsat aici să-l păzesc pe domnul Crazier. Am auzit diferite mișcări prin casă, dar nimic deosebit. Era 2:10. Știu precis asta, pentru că tocmai mă uitasem la ceas când a revenit colonelul. M-a întrebat cum merge și dacă prizonierul îmi face greutăți. I-am spus că nu. M-a întrebat dacă mă poate ajuta cu ceva. Și atunci l-am rugat să mă înlocuiască câteva minute. Da. Apoi m-am dus pe colidor la... Da. Colonelul Bellamy a rămas în prag. Ușa era deschisă. Când am vrut să mă întorc, am constatat că ușa era închisă. Întâi am crezut că ușa toaletei se înțepenise. Tocmai mă întrebam cum să atrag atenția cuiva când am auzit un glas. Un glas? Da, era glasul unui bărbat, un glas pe care nu-l cunoșteam și care a spus: Norman Bellamy, întoarce-te și privește-mă. Ce fel de glas era, Skinner? Doamna, era un glas neobișnuit, un glas profund, un glas aspru. Nu vreau să spun că era un glas needucat, nu. Era glasul unui gentleman, după câte mă pricep eu. L-ai auzit pe colonelul Bellamy din vreun răspuns? Da, i-am auzit glasul, domnule, dar n-am putut distinge cuvintele. Bun, și apoi, ce s-a mai întâmplat? Apoi totul a fost iute ca un fulger. Am auzit trei sunete ca niște împușcături înăbușite. Apoi au fost câteva clipe de liniște. Domnul Crazier a început să strige de aici, de pe canapea. Și atunci am început să bat în ușă și să strig și eu. Skinner, da, ești sigur că n-ai mai auzit glasul ăsta înainte? Absolut sigur, domnule. Foarte bine. Îți mulțumesc. Domnule Crezia? Da. Dumneata, ce ne poți spune? Pe dracu. Aproape nimic. Cum așa?
Trebuie să fi auzit ceva. Ah, dacă am auzit ceva, da, bineînțeles că am auzit. O mulțime de lucruri. Dar a vedea nu înseamnă a crede și a auzi nu înseamnă a ști. Spune-ne numai ce ai auzit. Exact ce a spus și Skinner. Am auzit pe undeva pe coridor vocea unui bărbat care a spus cam așa. Norman Bellamy, întoarce-te și privește-mă. Colonelul a ieșit pe coridor, apoi l-am auzit spunând, Dumnezeule, dumneata? Chiar așa. Uh-huh. Apoi trei pocnituri cu un Hellstrom și zgomotul căderii corpului. Pe urmă, nimic. O clipă am ascultat să văd dacă pot afla pe unde a luat asasinul, dar n-am auzit nimic și am început să zbier. L-am auzit și pe Skinner, care bătea în ușa biroului și striga. Asta e. Aici se termină povestea mea. Vreo întrebare, domnule judecător? Nu, cred că nu. Ce ar fi să-mi desfaci legăturile? Am înțepenit și mă doare. Nu mai aveți niciun drept să mă țineți legat. N-aș fi putut să comit a doua crimă și, oricum, cine poate ști dacă nu dumneata ai făcut-o? Skinner, fii bun și dezleagă-l pe domnul Crezie. Dumneavoastră, doamnelor, erați toate împreună? Da, doamna Kepler și cu mine ne-am dus în camera mare. N ne-a urmat imediat. Bun, așadar acum știm cu toții cam cum s-au întâmplat lucrurile. Știm? Vai, Hugo! Cred că știm cum s-au petrecut. Dacă acceptăm afirmația lui Skinner și a domnului Crezie despre vocea străină, suntem obligați să credem că, deși am căutat peste tot și am încuiat, există un străin în casă. Sau poate că asasinul e cineva din această cameră? Da. Trebuie să ne hotărâm asupra acestor două variante. Și cum vrei să ne hotărâm? Prima, dacă rămânem aici până mâine dimineață și atunci o să vedem cum comunicăm cu poliția. Sau, dacă plecăm cu toții acum, dumneata trebuie să decizi, Verity. Da. Nu putem pleca. Nu avem unde și nici cu ce pleca. Am putea pune în funcțiune o mașină. Nu, asta ar însemna ca grupul să se fracționeze și fiecare ar fi expus primejdii mai mult decât dacă am rămâne toți aici. Da, sunt de aceeași părere și eu, dar trebuie să întrebăm și pe ceilalți. Sunt de aceeași părere cu dumneata și cu Lady Dessier. Rămânem împreună. Capitane Prisdil? N-am nicio părere, sau nu știu, dar poate e mai bine să rămânem. Să rămânem la un loc lângă Lady Dessier și atunci, fie că e cineva pe care nu-l cunoaștem, fie că e unul dintre noi, ea e în siguranță. Eu sunt de părere să o ștergem și cât mai repede. Da, poate că așa e face dumneata, Crisdil. Skinner. Da, domnule. Ai auzit despre ce vorbim, da? Spune-mi, te rog, care-i părerea ta? Iertați-mă, cred că n-ar trebui să încercăm să părăsim casa domnului. Par foarte categoric, Skinner. De ce? Având în vedere împrejurările tragice, doamnă, cred că ar fi o crimă să vă lăsăm să ieșiți din casă. Da, da, cred că ai dreptate, Skinner. Dar aș vrea să știu ce te face să fii atât de categoric. Primul motiv este că fiind pe deplin convins că omul răspunzător de aceste tragedii se află printre noi, cred că ar fi teribil de periculos să o lăsăm pe Lady Dessier să părăsească casa. Indiferent cât de mult v-am păzit, doamnă, ticălosul de criminal ar fi unul dintre paznici. Și gândiți-vă câte șanse ar avea pe întuneric. Ar fi o curată nebunie. Și care este celălalt motiv pentru a rămâne aici, Skinner? Celălalt motiv, doamnă, e că de vreme ce ucigașul se află între noi, în această cameră, trebuie să fim siguri, rămânând aici, că el nu va putea face niciun rău și nu va putea pleca. Mulțumesc, Skinner, pentru grija ce mi-o porți. Dar cum propui să stabilim care dintre noi nu este ceea ce pare? N-ar prea folosi un interogatoriu, nu-i așa? Ucigașul este omul care m-a încuiat înainte de a-l ucide pe colonelul Bellamy. Vrei să spui? Ce vrei să spui? Vreau să spun, doamnă, că omul care are cheia n-a putut încă să o arunce. Așa că... Unde vrei să ajungi, Skinner? Dacă am putea găsi cheia, domnule, am face un pas înainte. Dacă a fost ascunsă, locul ne-ar putea da vreo indicație. Dacă e încă la el, cu atât mai bine. Vrei să fim perchisiționați, Skinner? Da, domnule. Dar totul e o prostie. Ce suntem noi? Poliția în acțiune? Nu te înțeleg, Hugo. Nu vrei să ne ajut? Să vă ajut? Foarte bine, continuă. Haide, detectivi renumiți, la lucru. Episodul 1, comisarul Skinner descoperă cheia.
treaba voastră? Ați avea ceva împotrivă dacă am începe percheziția cu dumneavoastră, domnule capitan? Câtuși de puțin. Poftim. Nimic, domnule. Vă mulțumesc. Dumneavoastră, domnule Norfolk. Cum vrei, cum vrei. Mulțumesc, nimic. Acum e rândul meu, nu? Da, domnule. Nimic. El a fost! La el e cheia! Sunia, dragă, mai ce-i cu tine? Lasă-mă! Cheia! Cheia e la domnul Forsyth! E la el! Ce vrei să spui, domnișoară Sonia? Fii mai clară! A venit în fundul camerei unde stăteam eu. Își închipuia că dorm, dar l-am văzut. L-am văzut cum a scos ceva din buzunar și i-a dat drumul în vasul ăla, în vasul cu ferică, acolo în colț. Domnul Forsyth, el e criminalul. A ascuns cheia, credea că-l văd. Domnule Norfolk, vreți să vă uitați în vasul mare de acolo din colț? Da. Asta e cheia, Skinner. Da, domnule. Hugo, tu ai pus-o acolo? Da. Spun că nu știu nimic. Pentru prima oară am aflat de cheie când am pus mâna în buzunar și am găsit-o acolo. Skinner tocmai lansase ipoteza că asasinul e cel care are cheia. La început am vrut să o scot și să vă întreb cum dracu a ajuns la mine, dar apoi m-am gândit că n-are rost să pierd timp și că a scăpat din curcături dacă mă debarasez de ea. Credeam că doamna Kipl a țipit. M-a văzut ascunzându-o. Ce trebuie să facem, doamnă? Dumnezeu știe. Nu-mi trece prin cap. Ar trebui să-i întrebăm și pe ceilalți, doamnă. Ia-ți din nou sfoara și level. Cum ar putea domnul Forsyth să fie bestie? S-ar zice că e un fel de membrat familie. Așa e, Lady Dustier. Sigur că știți destule despre acest om ca să vă dați seama că nu poate fi el criminal. Nu știu ce să spun. N, spune tu ceva, dragă N. Unde e N? Am văzut ieșind, pe domnișoara Leivenham. Când? Nu-mi dau seama, acum 5 minute sau mai mult, nu știu. Și de ce n-ai spus nimic? De ce să fi spus? Are dreptate și oricum de ce să ne frământăm? De ce să ne frământăm? Nu vă dați seama de primejdie? Unde vreți să plecați, domnule Forsyth? Mă duc să o caut pe N. Stai pe loc, băiete. Vreau să o caut. Cred că cineva ar trebui totuși să se asigure că nu i s-a întâmplat ceva nepoatei mele. Bineînțeles, doamnă. Vreau doar să fiu sigur că acest bărbat nu e lăsat să umble prin casă de unul singur. Tâmpitule, dacă sunt afară, cum pot să-i fac un rău doamnei Dustier? Poate că aveți revolverul care a dispărut. Unde e celălalt revolver? Revolverul de la Creza. La loc sigur. În buzunarul meu. Ce propuneți, doamnă? Nu văd niciun motiv ca domnul Forsyth să nu caute prin casă. Desigur, doamnă, dar nu singur. Poate că îl interesează, ori poate că nu îl interesează ca domnișoara Levenham să fie în siguranță. Cum? Pe mine mă interesează ca dumneavoastră să fiți. Faceți cum vreți, dar eu mă duc să o caut. O clipă, dacă îmi permiteți. Dumneavoastră și capitanul Prisdale, să căutați în camerele de sus. Eu voi căuta aici. Domnul Norfolk, da. Și domnul Crazier rămân să aibă grijă de doamnă. N-ai găsit? Nu e în casă. Ești sigur că ai căutat peste tot? Bineînțeles. Skinner! Da, doamnă? Ați căutat peste tot? Cunosc această casă și pot să jur că domnișoara Levenham nu se află înăuntru.
Bine, dar cum? Toate ușile, doamnă, le-am găsit încuiate. Este imposibil. Da, doamnă. Ascultă-mă, ascultă-mă, Verity. Povestea asta te-a privit pur și simplu numai pe dumneata. Acum mă privește și pe mine. Trebuie să o găsesc pe Anne. Am nevoie de mult ajutor. Nu uitați, doamnă, că... Tot dracului odată din gură! Verity, tu crezi că eu sunt bestien? Că eu l-am ucis pe Cresse și pe urmă pe colonel? Faptul că nu eu am făcut-o și spun asta nu schimbă lucrurile. Dar eu am nevoie de ajutor să găsesc pe Anne, mă înțelegi? Știu că nu este în casă, așadar trebuie să fie pe undeva pe afară. Ce vreau să fac e să-ți alegi doi bărbați ca să te păzească și să rămâi aici cu celelalte femei. Iar mie să-mi dai pe ceilalți. Dacă eu sunt afară și dumneata rămâi aici în cameră cu paznici aleși de dumneata, nu pot să-ți fac niciun rău. Asta ar trebui să te convingă cât sunt de hotărât. Doamnă, vă atrag atenția. Lasă, Skinner. Foarte bine, Hugo. Așa. Și sper că Anne se află în siguranță. Eu simt asta. Skinner, vreau ca dumneata să rămâi cu mine. Da, doamnă. Și dumneata, capitane Prisdale. Vă mulțumesc, doamnă. Foarte bine, rămân aici. Atunci, noi să mergem, domnilor. De ce nu stai jos? Vă mulțumesc, doamnă. Stau cât se poate de bine. Sonia, te rog, întinde-te pe sofa. Nu, nu vreau să stau lângă tine, George. Mi-e atât de frică. Pot să vă prepar un whisky cu sifon, domnule capitan? Poate îi dați să guste și doamnei. Cred că ai dreptate. Mulțumesc, Fina. Mai mult sifon, domnule? Nu, suficient. Iertați-mă, domnule. Nu trebuie să vă aplecați dumneavoastră. George! Spune, ce-a fost asta, scână? De ce l-ai lovit pe capitan cu sifonul în cap? Verity! Isabel, dă-ți în el. Cum? Știi cine sunt? Da. Știu cine ești. Ești Rudolf Bestian. Da, sunt Rudolf Bestian. Astă seară a fost noapte de 21 spre 22 august. Cunoști aceste date. Le cunoști la fel de bine ca cei doi bărbați care au murit în astă seară. Așa e? Le cunosc. Am vrut să fac fiecăruia dintre ei un fel de proces. Împrejurările m-au împiedicat. Dar nimic nu mă poate împiedica în cazul dumitale. Verity, Isabel, Dastrier, te afli pe banca acuzaților. Ești acuzată de a fi unul dintre cei care au pricinuit moartea inutilă a 700 de oameni. Vrei să stai jos în timp ce rostesc acuzația? Nu, voi sta în picioare. Te acuz că în noaptea de 21 spre 22 august 1918 ai fost complice înainte de, în timpul și după uciderea ofițerilor, a soldaților și a celorlalți oameni din regimentul de cavalerie cunoscut sub numele de Bestian's Horse, de sub conducerea mea. Regimentul a fost chemat pe front pe data de 12 august. Cu două zile înainte, pe 10 august, mă îmbolnăvisem, astfel că au plecat fără mine. Regimentul a trecut sub comanda generalului Barraclough, care era amantul dumitale. Recunoști că ai fost amanta lui John Barraclough? Da, recunosc. Ajungem la miezul acuzației. Data de 21 august a căzut într-o zi când, dintr-un motiv pe care numai dumneata îl cunoști, l-ai chemat urgent, în mod special pe John Barraclough, să-ți facă o vizită. Așa este? Da. Pe front era liniște. Generalul John Barraclough și-a luat două zile de permisie. În seara zilei de 21 august, un ofițer de geniu a raportat în mare urgență majorului Grable, adjunctul meu, că partea de front din dreptul regimentului Bastion Horse începuse să fie minată de inamic. Grable a trimis imediat un raport urgent la brigadă. Comandantul brigăzii, în absența lui Barraclough, era un locotenent colonel anume Cressy. Acesta n-a dat prea multă atenție raportului. A inclus un extras din el în raportul său către divizii, care nu putea ajunge la divizii decât peste vreo 36 de ore. Și a plecat plictisit la masă. Însă majorul brigăzii
era pe vremea aceea Norman Bellamy. Păi, bă, văzând că nu se dă atenție raportului său, a avut mai multe convorbiri telefonul cu Bellamy, care i-a promis într-o doară că o să vină să vadă cu ochii lui despre ce este vorba. După cum știi, minele au explodat omorând peste 700 de oameni. Există ceva în această relatare cu care nu ești de acord? Nu. Am ieșit din spital, nu mi-am mai găsit regimentul. Am făcut cercetări și am ajuns la aceste concluzii. L-am judecat pe Berclau. L-am executat. Am fost scos din cadrele armatei. Ți-am scris scrisori pe care le-ai primit. Am călătorit prin toată lumea. Apoi am venit în Anglia și m-am angajat servitor la dumneata. Am fost un servitor bun. Cred că ești de acord cu aceasta. Da, Skinner. Mulțumesc, doamnă. Deci, ca servitor am lucrat pentru dumneata. Ca Rudolf Bastian am lucrat împotriva dumitale. Știam că pot aștepta. Nu voiam ca dumneata sau ceilalți să moară fără să sufere. Se pare că am făcut o greșeală, crezând că de fiecare dată când primeai o scrisoare, îi anunțai și pe ceilalți. Numai astă seară, observându-vă fețele când citeați scrisoarea găsită în cameră, am fost copleșit de bucurie. Planul meu presupunea o pedeapsă în care speranța să alterneze cu disperarea. Dar lucrurile s-au precipitat și întâmplarea a fost de partea mea. În clipa când m-am rănit singur, poți vedea vânătaia de pe fruntea mea, și până în clipa când l-am pocnit cu sifonul pe tipul ăsta, totul s-a înlănțuit perfect. Dar toate astea n-au nicio legătură cu procesul. Verity Verstier, ai auzit acuzația? Ai ceva de spus? Da, o mulțime de lucruri. Dar cred că totul este inutil, așa că nu voi pronunța niciun cuvânt. Foarte înțelept. Ai făcut economie de respirație și ai scăpat de oroarea finală a unei speranțe nerealizate. Acum te voi executa cu același revolver cu care am executat și pe ceilalți doi. Ah, doamne, bate inima, George, trăiește, ne-am murit. Sonia Kippel, taci din gură și stai acolo fără să te miști. Încetează cu țipetele astea isterice. Lady Destrier, nu-ți fie frică, nu o să facă nimic. Nu poate să te împuște, el nu este Bastian. Nu poate fi, e un nebun. Ți-am spus să încetezi cu prostiile. Nu poate fi el Bastian, doar a fost închis la toaletă de adevăratul Bastian. Nu-ți fie frică, ajută-mă să-l salvăm pe George. Trăiește, îi poate inima. Ești tu proastă. Eu însă m-am încuiat la toaletă după ce l-am ucis pe Bellamy. Apoi când m-ați eliberat, am stricurat cheia în buzunarul lui Forsythe. O idee genială. Și ca să-ți dovedesc că eu sunt Bastian, ascultă ce i s-a întâmplat domnișoarei Lebenham. Când a plecat nevăzută din cameră, se dusese să caute revolverul care l-o mânise pe Bellamy, căci avea mintea mult mai trează decât voi toți. Găsind revolverul, ne-l ascunsese, a înțeles al cui este. Am găsit-o cu dovada împotriva mea în mână. M-am repezit asupra ei și înainte să poată țipa, am lovit-o făcându-o să-și piardă cunoștința. Am legat-o și am băgat-o în lada de lemne din fața intrării. M-am întors în hol și l-am întâlnit pe Forsythe. Și am început să o căutăm amândoi. Acum înțelegi cum providența lucra pentru mine? Poți înțelege? Nu, nu, trebuie să înțelegi. Nu e adevărat. Nu ești Bastian. Cred că înțeleg că s-ar putea ca prostia ta să fie simulată. S-ar putea să joci teatru ca să câștigi timp. Dacă e așa, ce vei vedea acum te va vindeca. Nu te mișca și nu scoate un cuvânt înainte să-i sprevesc. Așadar, Verity Destier, nu mai ai nimic de spus. Nimic. Atunci hai să mor. Pentru că ești femeie, am să-ți dau voie să alegi. Poți sta cu fața la mine sau te poți întoarce cu spatele. Poți sta în picioare sau poți sta jos.
Cum alegi? Voi sta în picioare. Crezi că trebuie să mori? Nu. Treaba ta. Acum... Casator. Cred că e mort. A fost cea mai bună tragere la țintă pe care ați putut-o vedea vreodată. Lovit drept în frunte. Îți mulțumesc, Rezia. Aș vrea să-ți spun mai mult, dar tot ce pot spune acum doar mulțumesc. Mai de ce? Dacă n-ar fi fost domnișoara Levenham care să ne lămurească... Rezia, hai să tragem din drum leșului Skinner sau Bestian, cum dracul cheamă. Hai! Nu știu ce să-ți spun. Acum nu vreau să spui nimic, draga mea. M-am luptat atât de mult să ies afară din lada aia blestemată. Da, probabil că tu nu știi. Da, știu. Mi s-a spus. Banca de lângă ușa de la intrare. Da. Aș vrea să-ți Nu. Dacă vrei să mulțumești cuiva, du-te și spune rugăciune în amintirea tâmplarului care a lăsat un cui ascuțit într-o scândură a lăzii. Dacă acesta nu mi-ar fi rănit piciorul ajutându-mă să înțeleg că era un cui acolo, n-aș fi avut nici când gleznele libere și n-aș fi ieșit afară ca să văd ce se întâmplă aici și să caut pe ceilalți care cutreierau după mine prin jurul casei. Dacă vrei să mulțumești, există doar un lucru pe care îl poți face. Ce anume? Poți să-i ceri scuze lui Hugo. Anne, taci din gură. N-am să tac. Anne. Și nu vorbi așa. Verity, nu înțeleg cum de-ai putut. Cum de-ai putut să-l suspectezi pe Hugo? Ascultă-mă. Anne, după tot ce s-a întâmplat, era normal să o facă. Atâtea lucruri neobișnuite. Creze, de pildă, și felul în care m-am purtat și eu. Și faptul că nu știa nimic despre mine decât că m-ai cules de pe undeva și că vrei să te măriți cu mine. Fi trebuit să-mi dau seama. Îmi pare rău. Nu. E ridicol. Nu puteai să știi. Hugo, taci din gură. Îți mulțumesc și iartă-mă că m-am îndoit. Tu niciun cuvânt mai mult. Sus cu tine. Haide, săpun, apă și iod. Bine. Verity, vino și tu sus. Lasă-mă să găsesc ceva care să te ajute să dormi. Mâine. Nu vorbi de ziua de mâine. Vreau să rămân puțin singură aici. Mergeți și încercați să dormiți. În fă tu oficiu de gazdă cu domnii aceștia. Oare toate acestea s-au întâmplat cu adevărat? Ascultat Odihnească-se în pace de Philip MacDonald. Traducere de Lidia Constantinescu. Dramatizare radiofonică de Leonard Popovici. Distribuția a fost următoarea: George Constantin, Verity, Irina Petrescu, Bellamy, Mircea Albulescu, Skinner, Virgil Andriescu, Anne, Angela Ioan, Hugo, Emil Hosu, Norfolk, Silviu Stănculescu, Sonia, Mărioara Sterian, Crazier, Valentin Teodosiu, Prisdil, Eusebiu Ștefănescu, redactor Mircea Popescu, asistența tehnică Laura Mureșan și Nina Dinescu, regia de studio Mihai Barta, regia muzicală Nicolae Neagoe.
Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici.